găsit, om bun! Și bun venit la această nouă ediție a emisiunii Trăiește Conștient. Tema ediției de astăzi este doborârea limitărilor mentale. Este un subiect foarte larg și extrem de folositor, dar astăzi mă voi referi la o singură poveste de succes, la o experiență de viață reală și la învățăturile prețioase pe care le putem desprinde din ea. Majoritatea oamenilor cunosc poate povestea lui Roger Bannister, un atlet care în anul 1954 a stabilit un record mondial alergând pe distanța de o milă în mai puțin de 4 minute. Am ales să vorbesc despre sport pentru că este un domeniu în care oamenii încearcă să-și depășească anumite limite. Această poveste a unui atlet și a recordului său mondial conține foarte multe învățăminte pentru noi toți. Dar iată detalii despre poveste ca să poți percepe aceste învățăminte valoroase. La vremea aceea, atleții urmăreau în mod foarte serios acest obiectiv de a alerga o milă în mai puțin de 4 minute, încă de pe la 1880. Încă de atunci atleții încercau doborârea acestei limite. Deci, de aproximativ 70 de ani. Această provocare pentru lumea atletismului a implicat cei mai străluciți antrenori și cei mai dotați și mai bine pregătiți sportivi din toată lumea la acea vreme. Chiar și cei mai buni militari din vremea aceea s-au străduit să alerge această distanță sub 4 minute, dar timpul i-a bătut mereu pe toți. Ce se petrecea de fapt? Cu cât mai mulți oameni dădeau greși în încercarea lor, cu atât se forma o convingere tot mai puternică în conformitate cu care omul nu poate să alerge atât de repede. Ghepardul poate, tigrul poate, dar omul nu poate. Așa credeau nu doar cei din lumea sportului, ci chiar apăruseră specialiști care confirmau că așa este, omul nu poate. Această credință, confirmată de numeroasele eșecuri de altfel ale celor care încercaseră în mod real să alerge mai repede, deveniseră de fapt o puternică barieră psihologică, nu doar fizică, pentru toți cei care încercau în continuare. Tot mai multă lume și chiar specialiști credeau că nu se poate. Limitarea mentală era deja dovedită de fapte. Acesta a fost cu adevărat un munte greu de escaladat pe terenul realizărilor atletice. Este un punct de referință în istoria atletismului, dar nu numai. De aceea am ales să vorbesc despre el. Ca să înțelegi de ce mai bine, hai să aflăm câte ceva despre Bannister. E important pentru a vedea circumstanțele care l-au făcut pe acesta să spargă bariera aceasta pe care o credeau impenetrabilă foarte mulți. El era un student la acea vreme și practica acest sport pe cont propriu, ceea ce înseamnă că a fost cumva mai retras față de lumea sportivă, deci față de setările limitative mentale ale celor din domeniul atletismului la acel moment. Așadar, bariera de 4 minute a stat câteva decenii impenetrabilă în fața tuturor temerarilor care au provocat-o, iar când a căzut, circumstanțele în care ea a căzut au sfidat prezicerile încrezătoare ale celor mai bune minți din sport și specialiști din artele conexe. Experții spuneau atunci că ei știu precis condițiile în care va cădea această barieră, dacă va cădea. Ei spuneau că alergarea ar trebui să fie pe o vreme perfectă, de 20 de grade Celsius, fără vânt, pe un anumit fel de pistă, din argilă dură și uscată, și că e nevoie să se deruleze în fața unei mulțimi uriașe care să îndemne alergătorul cu energia sa către cele mai bune performanțe ale sale. Să vedem, cum a doborât Bannister această limitare? Ei bine, a făcut-o într-o zi rece, pe o pistă umedă, la o întâlnire mică din Oxford, în Anglia, înainte unei mulțimi de doar câteva mii de oameni. Deci, antrenament diferit, condiții diferite, setări mentale diferite de cele
clasice ale vremurilor sale, de cele larg acceptate la vremea aceea, totul diferit. Când Bannister a rupt bariera, chiar și cei mai mari rivali ai săi au avut un suspin de ușurare. În sfârșit cineva a făcut-o. Atât de mare a fost considerată această limită. Partea importantă însă a poveștii abia de acum urmează, după record. Îți amintești că am menționat că timp de 70 de ani, mii de atleți încercaseră și chiar militari, fără succes, doborârea barierei considerate imposibile de 4 minute pentru o milă? Ei bine, îndată ce au văzut că se poate face, rivalii lui Bannister au reușit și ei. La numai 46 de zile după el, principalul său concurent, un alergător australian, nu numai că a rupt din nou bariera aceasta, dar a obținut un timp chiar mai mic cu încă o secundă. Asta nu e tot. Doar un an mai târziu, încă trei alergători au depășit bariera pentru 4 minute. Interesant, toți trei într-o singură cursă. Apoi, în următorii 50 de ani, bariera fiind deja căzută, peste 1000 de alergători au depășit această limită considerată cândva o limită a posibilităților corpului uman. Nu e uimitor cum 70 de ani nimeni nu a reușit spargerea limitei, iar apoi să o facă atât de mulți oameni? De unde a plecat această schimbare? Evident că din minte. Credința că nu se poate fusese spulberată de un singur om. Repet, de un singur om. Și alte sute de oameni au călcat pe urme și au reușit repede același lucru considerat până atunci imposibil. Să nu uităm, pentru decenii fusese considerat imposibil. Ei bine, ceea ce a fost valabil pentru alergători este valabil pentru oricine, în orice domeniu, indiferent de domeniul în care se află. Indiferent dacă este vorba de un medic, de un manager, de un antreprenor sau de un tehnolog, un astfel de inovator ca Roger Bannister schimbă limitele credințelor vremurilor sale, chiar dacă zeci de ani s-a stat în mod tradițional în ele. Iar ceea ce s-a crezut că nu se poate, că nu poate fi atins, devine un reper posibil, devine ceva care și alții pot obține și îl vor obține, având înaintea lor reperul, modelul, exemplul cuiva care a reușit. Aceasta este adevărata valoare a exemplului lui Roger Bannister pentru noi toți, care vedem făcându-se lucruri ce nu s-au mai făcut până acum. Cele mai dificile obstacole sunt, prin urmare, psihice, sunt mentale și de multe ori sunt cimentate doar în mintea noastră. E nevoie să rupem vechile tipare ale neputințelor pentru a deveni mai buni. Doi cercetători, mulți au încercat, dar doi dintre ei au scris și o carte, au analizat povestea celor 4 minute și au subliniat foarte explicit mentalitatea din spatele performanței. Ei au spus că gândirea a fost mai importantă decât antrenamentul fizic și decât condițiile exterioare în care s-a desfășurat cursa. Cercetătorii s-au întrebat inițial cum a fost posibil ca atât de mulți alergători bine antrenați să se lovească de bariera de 4 minute pentru 70 de ani, pentru ca apoi, după ce Bannister a devenit primul care a doborât-o, să reușească peste 1000 de oameni recorduri chiar mai bune. S-a produs cumva vreo evoluție bruscă a speciei umane? A existat cumva vreun experiment de inginerie genetică ce a creat o nouă rasă de super alergători? S-a micșorat cumva gravitația planetei sau forța de frecare, ori densitatea aerului? Nimic din toate acestea. Ceea ce s-a schimbat cu adevărat decisiv a fost modelul mental, gândirea. Alergătorii din trecut au fost reținuți de o mentalitate limitativă care spunea clar că nimeni nu poate alerga o milă în mai puțin de 4 minute. Și chiar dacă încercau să provoace această gândire limitativă, undeva în mintea lor știau și credeau cumva că nu se poate. Gândeau poate încerc, să vedem ce iese,
Poate nu se știe. După ce Bannister însă a reușit acest nu se poate, sau în cazul celor mai temerari, acest nu se știe a devenit un puternic se poate. Când această limită a fost ruptă și când ceilalți au văzut că se poate, au reușit și ei. Nu i-a susținut vântul, nu i-a susținut nici temperatura, nici gravitația, nici mulțimile entuziaste, ci propria lor minte. Se poate. Eliberarea de limitarea lui nu se poate a rămas în urmă și au reușit. Eliberarea de aceste limitări permit oamenilor, grupurilor de oameni și organizațiilor formate din oameni să facă lucruri pe care numai ei le pot face la un anumit moment. Oamenii pot să nu se plafoneze, pot să nu se limiteze mental, pot să nu stea în blocajele și compromisurile care au definit o anumită epocă din dezvoltarea omenirii. Cu alte cuvinte, oamenii pot să se schimbe, pot să gândească diferit, pot să se transforme din interior, din lumea lor mentală către exterior. Astfel, rezultatele pe care ei le obțin în lumea lor exterioară se schimbă. Rezultatele lor de viață, care poate până atunci păreau imposibil de obținut, devin posibile. De ce este importantă această poveste pentru tine? Cum se poate ea aplica practic în viața ta? Tot ceea ce trebuie să faci este să hotărăști care este direcția pe care tu vrei să mergi. Ce vrei tu să obții și să cauți în jurul tău pe cineva care a reușit deja să obțină acel lucru în aproximativ aceleași condiții de viață ca ale tale sau poate chiar mai puțin favorabile. Dacă găsești măcar o singură persoană care a reușit să obțină ceea ce vrei tu să obții în viața ta, atunci vei ști că este posibil și pentru tine. Se poate, deci. Fie că este vorba de o stare interioară de liniște, de calm sau de încredere, fie că este vorba despre un rezultat exterior, cum ar fi, să zicem, un job mai bun sau să începi o anumită afacere, ori să-ți construiești o relație de cuplu foarte armonioasă, e bine, dacă o singură persoană a reușit aceste lucruri înaintea ta, atunci se poate și poți și tu. Dă-mi voie să-ți explic mai departe cum se poate aplica acest exemplu în cazul meu. În urmă cu câțiva ani, deși realizările mele exterioare erau destul de favorabile pentru mine, eu eram un pachet de nervi și de stres. Nu mă puteam relaxa aproape niciodată și eram aproape mereu pus pe harță. Fusesem învățat că viața este o luptă și că viața e grea. Chiar din primii ani de școală mi-amintesc de profesori și de opere literare pe care le studiam acolo și ne spuneau, viața e o luptă. După ani, când am realizat că starea neplăcută în care mă găseam și riscurile de sănătate la care mă supuneau aceste tensiuni mentale, aceste setări mentale, conform cărora viața e o luptă, am început să caut în jur oameni care trec sau au trecut prin aproximativ aceleași situații de viață ca și mine și, totuși, reușeau să aibă o stare interioară calmă, relaxată și luminoasă. Dacă acești oameni au reușit, am gândit eu, atunci pot și eu. Așa am început să pun întrebări în dreapta și în stânga, am mers la cursuri susținute de maestri și învățători, deși puteam să mă uit mai atent și mai îndeaproape la propria familie. De pildă la străbunicul meu care era mereu liniștit și zâmbăreț. Și nici nu a avut o viață prea ușoară. Totuși, în fața tuturor încercărilor vieții, între care ani de război și de foamete, a avut o stare de calm, de liniște și de împăcare. Ce poți să înțelegi? Ce poți să iei tu ca învățături practice din aceste povești? Oricare ar fi limitarea ta și oricât ar părea de mare dificultatea pe care tu o ai de depășit acum, întreabă-te. Există măcar un om care a depășit o dificultate similară cu a mea în condiții de viață aproximativ la fel ca ale mele? Dacă da, atunci poți și tu. Află ce a făcut acea persoană, în ce mod a acționat ea diferit de tine
în ce mod a gândit ea diferit de tine și schimbă-ți și tu abordarea mentală ca să îți poți schimba și acțiunile pe care le faci. Eliberează-te de convingerea limitativă cum că tu ai ceva de nu poți. Nu ai nimic. Dacă cineva a reușit înaintea ta ceea ce tu aspiri să fii, vei reuși și tu, dacă accepti, să-ți schimbi mentalitatea și să te eliberezi de convingerile tale limitative. Mult succes! Dacă vrei să fii informat în momentul în care fac noi postări, nu uita să dai subscribe canalului meu de YouTube. Apoi, dacă acest video crezi că ar fi util și pentru prietenii tăi, poți să dai un share. Lasă-mi un comentariu dacă ți-a plăcut acest material video și spune-mi ce vei putea aplica din ceea ce ai aflat astăzi pentru a avea o viață mai bună. Mulțumesc pentru atenție și mult succes în a trăi tot mai liber de limitări și tot mai conștient.